De fapt, ideea asta i-a aparținut ei, fostul ei soț, ea e divorțată în clipa asta, dar trăiește cu fostul soț, ca un copil împreună, stau în aceeași casă, dar sunt divorțat. Și a exprimat dorința de a-mi face un album întreg, dacă sunt de acord. Eu am zis da, în principiu, nici dacă neapărat un album întreg, el are vreo 55 de ani și eu sunt puțin sceptic că la o vârstă așa, s-ar putea să nu-mi nimerească stilul muzical care mă prinde cel mai bine. Și atunci am zis da și el mi-a propus atunci un duet cu Ana Vici, dacă se poate. Și am zis automat da, chiar am zis un da convins și a rămas să luăm legătură. Deja s-a luat legătură încă de ieri și s-au pus lucruri pe treabă, o să ne întâlnim. Eu sunt invitat în Grecia la premiile MTV, sunt nominalizat la 2-3 categorii și am de cântat și piesa Tornero și acolo o să mă întâlnesc cu Ana Vici, cu soțul, cu... Cu fostul soț, al ei, da. În calitate de ce e? Compozitor. El i-a făcut și piesa pentru Eurovision. Am înțeles. Și el a apucat să te cunoască? Să... Da, a fost acolo, la Eurovision. În ce sens, dacă a apucat să te cunoască? Dacă am avut cunoștință, m-a felicitat și... Nu așa, îmi spuneai că poate la vârsta lui înaintată să fie... Da, are 55 de ani. Poate, în sensul ăsta muzical, dacă știe pe unde ești... Nu, mă gândesc la altceva. Când am spus asta, am spus că un Marius Moga, de exemplu, deși nu vreau să lovesc nimeni acum, dar am lucrat cu compozitori trecuți de o anumită vârstă și nu, cum să zic, hai să spun sincer, n-am intrat pe radiouri cu melodia lor. Pentru că se considerează din dreasla veche și sound-ul lor a rămas puțin în urmă. Și atunci prefer să lucrez cu tineri compozitori ca să-mi sune piesa modern, să pot intra pe absolut orice rețea de radio. E singurul motiv. Nu pot să bag mâna în foc acum că piesa Anei Visa este excepțională și făcută de soțul ei. Și are alți orchestratori. El compune și cineva îi orchestrează. Deci se poate lucra. Dacă îmi găsesc ceva, dacă el îmi caută și îmi găsesc ceva ca lumea, cu mare plăcere lucrez vezi de piesă. Tu poți să-ți dai seama, evident, când ajungi să colaborezi cu un compozitor, dacă ți se potrivește, dacă e pe stilul tău, pe ce. Problema majoră este că și eu compun și am făcut pian 8 ani și am la unul compozitor înscris vreo 150 de melodii pe vremea Balasie, de când am început să cânt și la fiecare album cota mea de compoziție e aproape 80% pe tot albumul. Adică nu neapărat că am nevoie de un compozitor, dar el s-a oferit să-mi facă și probabil duetul s-ar face numai în condițiile în care ar compune el, mă gândesc eu, deși nu e obligatoriu. Și atunci am zis da, ca să se întâmple duetul, că mă interesează duetul cu Ana Vici, mai puțin neapărat o piesă. Cum e Ana Vici? Ana Vici e excelentă, e o divă pentru ei, e o mare vedetă, e o Madonna a Greciei. Da. Ana Vici, da, e foarte bine văzută, foarte bine cotată, cea mai bine vândută artistă din totdeauna, din Grecia. De 20 de ani e pe locul întâi în toate topurile, întotdeauna, orice piesă scoate, intră pe locul întâi, exact cum se întâmplă cu Madonna. Da. Și toți o iubesc acolo. Ce îmi place la ea este că pe cât e de mare și valoroasă și atât de rar de văzut, să zic, nu că pe stradă, că nu o vede chiar nimeni, este foarte modestă și populară. Da, s-a retras așa ca Michael Jackson, în pădure acolo locuiește. E foarte modestă și vorbăreață și populară și dezvoltă, ceea ce e nefiresc pentru o așa stare.